Din anul școlar 2015-2016, familiile sărace primesc un ajutor în plus de la stat pentru a-și trimite copiii zi de zi la grădiniță. Principalele criterii pentru obținerea tichetelor sunt ca micuții să aibă între 3 și 6 ani, venitul pe membru de familie să fie de maxim 284 de lei, iar copiii să frecventeze zilnic grădinița. Puțini părinți din Râmnicu Sărat au depus cereri pentru acordarea stimulentelor educaționale în noul an școlar. Chiar dacă au venituri mici, unii nu își trimit copiii la grădiniță și nu pot îndeplini toate condițiile pentru a beneficia de tichete. Pentru luna septembrie au fost cereri doar pentru 21 de tichete, comparativ cu 60-65 în lunile din anul școlar trecut. Valoarea unui tichet social pentru grădiniță este de 50 de lei pe lună, acesta fiind destinat exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, îmbrăcăminte sau rechizite. Părinții sunt îndemnați să depună cereri pentru a beneficia de acest ajutor de la stat. Mă așteptăm cei care îndeplinesc condițiile să-și depună dosarele la Serviciul Public de Asistență Socială pentru a beneficia de etichetele pentru grădiniță. Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, iar de acestea pot beneficia și cei care primesc ajutor social sau de susținerea familiei.